Salut și bine v-am găsit la un nou vlog în care vă pot explica pentru cei care aveți MLE-uri 270 și W163 model 2000-2003 facelift inclusiv. Vă pot explica anumite lucruri despre mașină gen iarna, dacă vreți să cuplați low range. Ăla e ca și cum ai cupla la mic, cum se zice, să folosește la noi cuvântul uzual, la mic, la mare, știți? Ce trebuie să știți e că nu prea e bine să virați, dar și dacă virați se decuplează singur. Deci o să simțiți că va vira mai greu stânga sau dreapta. Aveți voie să virați, nu mai știu cât, cred că până la un unghi de 10 grade maxim sau 5 grade, nu mai știu. Gen, dacă faci așa un pic cu volanul, nu se decuplează. Dacă încerci să-l întorci mai mult, se va auzi o zmuncitură, ceva ca o, nu bubuitură, că bubuitură e mult spus, ca un șoc veți simți. Și se decuplează singur, să nu spargeți grupul. Dar nu-i bine să utilizați metoda asta foarte des, adică dacă cumva uiți sau e necesar să virezi neapărat, atunci o să decuplează și când volanul revine la poziția inițială, adică drept, atunci se cuplează înapoi automat. Ce știu despre low range este că e un motoraș cu niște pinioane. Cam în partea asta, pe aici, pe undeva, nu știu exact, nu la mijloc, oricum, pe aici, undeva, lângă grupul din față, sau aproape de grupul din față, nu e pe grupul din față. Și dacă nu-l utilizați mult timp, o să vă dea de bătăie de cap, adică apăsați low range, veți avea aici bord undeva, nu mai știu unde e low range la mele, eu cred că în partea asta undeva, și va clipi în continuu. Când e activat, el stă aprins. Dacă clipește în continuu 3-3-3, adică de 9 ori, cred că, sau de 6 ori, și se stânge, nu cuplează. Ce trebuie să faceți pentru treaba aia? Nu trebuie să vă speriați, că sau dacă ascultați, când apăsați low range nu cuplează, sau de un ticăit, un tink, și dacă mai apăsați, iar face tink. Dacă nu-l folosiți mult timp, intră praf, mizerie, nisip acolo. Știu că pare greu de crezut că cum poate să intre, că e într-o carcasă închisă, dar praful se depune cam oriunde și în timp, mă refer un an de zile, 2 ani de zile, nu-l folosiți deloc, pentru că nu veți avea nevoie, sincer, dacă aveți cauciucuri de iarnă foarte bune, la MLE-ul 163, modelul W163 270, care se știe că consumă destul de mult, 14,2 în oraș. Bine, dacă mergeți agresiv, dacă mergeți economic mai jos de 10,5, nu o scoateți. Nu veți avea probleme iarna. Nu are formatic. Deci, MLE-urile 270, care scriu doar 270 CDI pe el în spate, sau ăsta, nu are formatic modelul. E un 4x4 inteligent controlat prin frânare. Și prin distribuția cuplului la roțile care au aderență. Deci un altfel de diferențial, ca să zic așa. Doar când dați low range, atunci trage și fața și spatele. Că pentru low range selectați aici D minus și puneți să fie aici, în partea asta unde vă arată viteza, 1. 1 și 2 aveți voie în low range. Nu drive. Foarte important. Și când selectați pe neutru low range, nu pe drive, nu încercați pe drive sau pe parcare. Când mașina e așa, pe parcare, atunci încercați să selectați low range. După ce ați ieșit, decuplați low range și lăsați așa. Sfatul meu, iarna, de obicei gheață, zăpadă, etc. Cauciucuri bune,
ESP activat, deci nu desactivați ESP-ul, pentru că la meleuri nu aveți nevoie să-l desactivați, pentru că se descurcă și cu el, și conduceți prudent. Frânele sunt foarte bune. Dacă este sistemul de frânare original, este chiar foarte bun. Nu veți avea probleme cu frâne, cu din astea. Când mergeți pe anumite zone, ca să zic așa, mai cu noroi, mai pline, balastru, să fiți atenți că poate să intre după plăcuța, bucățele de tablă ce sunt spate la disc, apărătorile de la disc din spate, ocazional poate să intre bolovanii, noroi, nisip, ocazional. Și atunci veți avea un scârțit permanent și nu veți ști de unde. Trebuie să verificați ce treaba aia. Și când mergeți în off-road, testați frânele după multe, multe, să zicem, aveți un traseu cu noroi. Bine, meleu nu e mașină de off-road 100%, adică nu poți să mergi la un hard off-road la din astea, dar are capacitate off-road, are. Deci nu e, nu te gândi că e un crossover din asta sau un SUV leșinat. Dacă știi ce să faci cu el, are. Dar nevoie de cauciucuri bune, ca de obicei. Dacă avem, de exemplu, cauciucuri de vară, iarna, pe el, chiar dacă e 4x4, nu o să dea niciun rezultat aproape. Adică o să pleci cu el, da? O să patinezi foarte mult, o să derapezi, o să... și mai ceva, iarna când îl porniți, dacă îl porniți pe loc drept, niciodată în pantă mașina să stea așa sau așa, pe loc drept, lăsați-o măcar 5 minute, în carte scrie 10. Cei care au carte originală și tradusă sau în engleză sau știți nemțește, puteți citi recomandarea lor din 2003 modelul, luna 8-a, ce am avut eu mai de mult. 10 minute era pornit pe loc. Dar nu-i musai 10 minute. Castrol 1040, uleiul, scrie și în carte. Nu băgați 5-30 și din astea, că o să-l mânce. Indiferent de kilometri, deci tot o să-l mânce, pentru că e un motor care are nevoie de ulei bun. Alte recomandări, alte, ce mai știu, deschizi sub ușa de la șofer, cam la mijloc, așa unde e stâlpul mașinii, cam aici, sub mașină, aveți întinzătorile de la bara de torsiune, ca să zic așa. Da, și avem și un câine care n-are ce face. Și acolo puteți ridica puțin suspensia sau o să o coborâți. Dar nu vă sfătuiesc să umblați acolo, pentru că maxim ridicare se poate obține 5 cm. Dar când ai ridicat 5 cm din barile de torsiune, pentru că meleu nu are arcuri în față, are doar în spate arcuri, restul îi băr de torsiune față, spate, stânga, dreapta, așa lucrează suspensia lui, veți strica unghiul de fugă, roata se va înclina spre interior. Odată ce ai stricat unghiul de fugă la un meleu, fiind de 2186 de kilograme mașina, atât are, odată ce s-a întâmplat chestia asta, veți avea multe, multe probleme cu cauciucurile, deci va trebui să schimbați pe cauciucuri în continuu. Și cam asta e esențialul la meleu. Să aveți grijă cu viratul, motorină proastă să nu-i dați, gen din bidoane și din astea, pentru că o să scoată fum. Injectoarele, dacă vreți să le curățați cumva, băgați aditiv pentru injectoare, pentru că acel model de injector Bosch acceptă curățare cu aditiv, spre deosebire de injectoarele noi. Probleme comune la modelul ăla nu
nu prea găsești, în afară de sonda litrometrică care o să-ți indice greșit în timp. O să se defecteze și tu, de exemplu, bagi de 100 de lei și îți va așa, aproximativ pe ceas. De exemplu, eu mă duc să bag motorină acum că nu mai am multă. Deci bagi de 50 de lei în loc să se, 100 de lei în loc să se ridice, să zicem, până la prima linie, să va ridica doar o linie. Dar tu vei avea motorină care e băgată, logic. Probleme, de exemplu, până la 300.000 de kilometri cât am avut eu mașina, probleme cu ventilatoarele. Deci nu mai mergea ventilatorul din partea asta, că el are separat ventilația. Adică nu are unul singur în mijloc, cum erau la mașinile vechi, și sufla peste tot, are ventilator acolo, aici și aici, în partea asta. Probleme comune, cam astea au fost. Probleme grave, nimic. Să zicem că e mașină slabă sau asta, cutia de viteze trebuie să aveți grijă tot timpul cum o folosiți, ce faceți, schimburile de ulei în cutiile de viteze automate recomand să fie schimbate la un service care știe să facă treaba asta. Adică nu vă puneți voi să scoateți 4 litri de ulei și băgați 4 litri de ulei, pentru că este mai mult, sau 3 litri. Este mai mult, rămâne în cutie, trebuie scos cum trebuie, cum ar veni vorba. Adică scos de cineva care știe ce face și nu lucre pe bâșbâite. Nu băgați nici într-un caz mai mult ulei decât ați scos, o să vi se spună la service, pentru că puteți pierde capacul de la jojă care e în partea aia la Mercedes, jojă de ulei pentru cutia de viteze. Puteți rupe, are o mufă cam de diametru ăsta, pe partea dreapta a cutiei, cum te uiți sub mașină, cam pe aici, pe undeva, acea mufă are un o-ring. Dacă bagi mai mult, face prea multă presiune, rupe o-ringul și îți va cure uleiul în mănunchii de fire. Îți va cure ulei pe la mufa principală de acolo din nou. Deci, la service, dacă îți probleme importante la service, și întotdeauna verificați să vă fie schimbată mufa, pentru că se mai trage țepe, așa frumos românește, în sensul că îți scoate mufa, îți pune silicon negru, că mufa e neagră, îți pune silicon negru pe lângă o-ring, foarte mult, adică mult, mult, știi? O bagă înapoi, o ține așa și îți pune să vii a doua zi, când siliconul e uscat. Și după aia apar probleme, nu mai schimbă ca lumea. Dacă ai băgat mult ulei și ai stricat ori pompa, ori convertizorul de cuplu, ori electrovalvele din cauza aia, ori ceva se întâmplă. Și nu o să mai schimbe ca lumea, o să schimbe iurea și e păcat. E păcat pentru că e ZF722.5. E o cutie de viteze foarte bună. Apropo, și grupurile sunt ZF, deci alea se sparg și se rup foarte greu, numai dacă te ții de ea. Planetarele la fel sunt groase, nu se rup. Deci, o mașină bine construită. Acum depinde cum o luați voi, de la cine o luați. Eu am avut-o de mult și de nouă și nu au fost kilometri dați înapoi. Dacă îți dați înapoi, atunci, în primul rând, veți cunoaște pe pedala de frână. Dacă nu o schimba guma, că mai nou să schimbă guma. De aici, de la pedala de frână. Vezi cum tot calci pe ea, pe partea asta. Să scoate guma asta, să trage de jos în sus, să scoate, să pune alta. Și nu e mai uzată. Volanul la fel, se poate vopsi, se poate lăcui, se poate desface și pune altul. Deci trebuie să aveți grijă la kilometri. În rest, mașina e bună. Șasiul autoportant. Suspensie independentă. Deci mașina e bună. Până la 1300 de Nm dezvoltă forță pe low range, așa că destulă forță. Când folosiți low range, e recomandat să dezactivați ESP. Doar când folosiți low range. Când mergeți așa pe drum, zăpadă, noroi și nu e foarte, foarte mult, adică nu ai rămas în noroi, e ok, nu trebuie să dezactivezi nimica. Și mai ceva, să încercați să nu rămâneți cu un meleu suspendat, pentru că sub baia de ulei, pentru cine știe, are o țavă foarte groasă, cam așa e de groasă, de înaltă, și cam așa e de groasă în carne, deci de vreo 6-7 mm.
Aia dacă ați dat cu botul în pământ într-o dâlmă, acolo e rămas. Pentru mai multe detalii ne auzim cu data viitoare.